participați la conferința de presă a proiectului Ziua Mondială a Curățeniei, 15 septembrie 2018. Proiectul pe care îl prezentăm astăzi la această conferință de presă se desfășoară simultan în 150 de țări. Deci putem să spunem că este un eveniment global. În România este organizat de celebra Let's Do It Romania, Asociația Viitorul în Zori, cu care am semnat parteneriat și noi pentru a reprezenta, pentru a organiza, pentru a coordona proiectul la nivelul județului Argeș. Universitatea din Pitești și Asociația Studențească INMET sunt organizatorii acestui eveniment în județul nostru. O să dau cuvântul colegei mele, studentei Ramona Ene, pentru a vă prezenta principalele obiective ale proiectului, după care oficialitățile prezente, dacă doresc, să ne adreseze câteva îndemnuri și câteva încurajări pe derularea proiectului, am fi foarte bucuroși. La bună! Mulțumesc! Proiectul Let's Do It Romania este cea mai mare acțiune de voluntariat organizată vreodată în România și care își propune ca pe 15 septembrie să o strângă 1 milion de români care să facă curățenie în toată țara. Lucrurile pozitive de amploare sunt posibile și la noi în țară atunci când românii se unesc într-o cauză comună, aceea de a avea o planetă curată. Așadar, ne propunem ca pe 15 septembrie să avem 1 milion de români care să curețe România. Obiectivul World Clean Up Day este de a mobiliza 5% din populația globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. La nivel internațional, 150 de țări se unesc pentru cea mai mare mișcare civică. Cu ajutorul tehnologiei a partenerilor și a voluntarilor, chiar putem aduce o schimbare reală în țara noastră. În cei 10 ani de Let's Do It, am avut peste 1.400.000 de voluntari implicați, peste 18.000 de tone de deșeuri selectate, peste 400 de companii. De asemenea, am avut alături de noi 797.000 de elevi, peste 1.900 de primării implicate, peste 2.600 de organizatori și alte 15 proiecte. Așa cum a fost organizată acțiunea din Estonia, Estonia fiind țara de origine a inițiativei Let's Do It, acțiunea de anul acesta din România își propune mobilizarea populației pentru ziua de 15 septembrie. Acțiunea din România presupune implicarea cetățenilor, autorităților locale, a firmelor private, a persoanelor publice, fiind implicată și mass media. În momentul de față avem peste 200 de voluntari în rețeaua națională de organizare în cele 41 de județe implicate. Harta deșeurilor este prima bază de date despre deșeuri la nivel internațional, fiind dezvoltată din România pentru întreg globul. De asemenea, voluntarii care au pus cele mai multe deșeuri pe hartă au fost și premiați, premiile fiind în valoare de peste 17.250 de ron. Aici avem harta deșeurilor la un moment dat al proiectului, fiind completată între timp. Harta deșeurilor este prima bază de date despre deșeuri. De asemenea, partenerii ocupă un loc foarte important în acest proiect, fiind implicate 11 autorități centrale, 50 de companii și 56 de parteneri ONG. Aici avem platforma de înscriere, unde vă puteți înscrie. Și odată cu acordul pentru contractul de voluntariat, sunteți deja înscriși pentru ziua cea mare din 15 septembrie. De asemenea, cum am spus și mai devreme, avem alături de noi mass media, foarte multe persoane publice fiind implicate în acest proiect. În fiecare an, între 4,8 și 12,7 milioane de tone de deșeuri ajung în oceane, din râuri și zone de coastă. Asta înseamnă 15 saci de plastic pentru fiecare metru pătrat de coastă din lume. Din tot plasticul produs vreodată, doar 9% a fost reciclat. Cel puțin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani. Din păcate, mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au la acest moment dat acces la cel mai elementar sistem de gestiune al deșeurilor. Un român produce anual 254 de kilograme de deșeuri
și mai puțin de 10 dintre acestea, 10%, fiind reciclate, cu mulțul media Uniunii Europene. România este pe ultimele locuri în Uniunea Europeană și la capitolul cetățenie activă, doar 3,2% dintre români implicându-se în acțiuni de voluntariat. Din păcate, nu există o planetă B. Putem susține proiectul prin mesaj de 5 euro la numărul 7473, cumpărând produsele Let's Do It, prin punerea deșeurilor pe hartă și prin participarea la ziua de curățenie din 15 septembrie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Ramona, pentru această prezentare rapidă a proiectului. Pentru că reușita unui proiect este asigurată de un grup de instituții, de un grup de firme și de un grup mult mai mare de oameni, am ținut să prezint și sponsorii locali ai acestui proiect, cărora le mulțumim și fără de care nu am fi putut reuși să ne organizăm și pentru copiii din județul Argeș să oferim și mici surprize de genul apă și respectiv napolitană. Este unic la nivel național. Este inițiativa noastră și cu sprijinul acestor sponsori am reușit să cumpărăm 4.000 de sticle de apă și 8.000 de napolitane. Și sperăm să mai reușim până pe 15. Dar am terminat partea de publicitate și acum revenind la lucrurile cu adevărat importante. Reușita proiectului a fost asigurată de concursul mai multor instituții, cărora din nou le mulțumesc și o parte din reprezentanții acestora se află cu noi aici și vă mulțumesc din nou. Este de menționat aportul Consiliului Județean Argeș, al instituției prefectului Argeș, Jandarmeria Argeș, mulțumim. Evident, Universitatea din Pitești, fără de care nu se putea face chiar nimic. Mulțumim, domnule rector. De menționat implicarea atât a Gărzii de Mediu Argeș, prin domnul comisar șef Alexandru Vujan, prezent, mulțumim, cât și al Agenției Naționale de Protecție a Mediului. Avem un reprezentant, să-l rămână și mulțumim. Ali Serfsal este organizația din umbră, care a ajutat atât la dezvoltarea ONG-ului nostru, cât și la reușita acestui proiect. Mulțumim. Doi reprezentanți, domnul Marian și domnul Teddy. Precum și o implicare de ultimă oră. Vă spun că astăzi am reușit să cooptăm și Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu, care vor avea o echipă de 20 de voluntari în zona spitalului și în Expo Park vor face ecologizări. Actorii din domeniul învățământului superior care au condus la realizarea acestui proiect și sperăm noi să-l ducem până la capăt într-un mod foarte bun, Asociația Studențească INMED, un ONG de mediu, printre cele mai active din județul Argeș, Universitatea din Pitești, care este baza acestui ONG și, respectiv, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, domnul inspector de specialitate Hernes, vă mulțumim pentru tot ajutorul și pentru participarea astăzi. Aici, e mai bine. Domnule rector, dacă doriți să ne adresați câteva cuvinte. Având în vedere că suntem împreună cu presa locală și regională și cu oaspeți plăcuți nouă, sunt obligat să spun câteva cuvinte, dar le spun cu plăcere și vreau să încep prin a vă declara că Universitatea din Pitești, cel puțin în ultimii ani, a fost și va rămâne o instituție echilibrată, în același timp echidistantă și total interconectată cu toate zonele sociale și politice ale județului.
Nu avem prin statutul nostru, nu facem politică, dar contribuim prin resursa umană pe care o dezvoltăm aici la generarea resurse umane de viitor, care va face și va implementa politicile cele necesare regiunii. Întreb pentru care o inițiativă de acest gen, prin care studenții și profesorii noștri se implică în creșterea calității mediului și în dezvoltări, cercetări, implementări de proiecte în zona protecției mediului, nu poate decât să ne bucure. Suntem, poate, zic eu, poate, una din instituțiile care a reușit și reușește să genereze suficient impact în protecția mediului în regiune. Nu se vede, probabil, așa cum colegii noștri care sunt în practica dezvoltării protecției mediului și implementării regiune, la ei se vede, rămâne în urmă ceva, dar nu se vede imediat. Dar acești copii care mâine vor fi specialiștii pe care dumneavoastră îi veți angaja în diverse regiuni, în diverse instituții, ei vor fi cei care vor pune în practică toate acestea. Deci avem și noi, să zicem, un input sănătos și util. Referitor la proiectul în sine, eu știu că avem colegi de nădejde în Facultatea de Științe, în Departamentul de Inginerie a Mediului Științe Inginerești Aplicate, care au printre preocupările, nu numai academice, ci și de cercetare științifică, chestiuni legate de protecția mediului. Avem de asemenea studenți entuziaști care nu numai acum, cu ocazia acestui proiect, arată cât de mult își doresc să activeze în domeniu, dar au fost multe alte acțiuni înainte prin care ei s-au evidențiat, au reușit să arate că Universitatea din Pitești face ceea ce trebuie. Pregătește specialiștii pentru, în cazul acesta, pentru protecția mediului. Așa că, ca o mică surpriză, avem o delegație din Teheran, din Iran, care vine la noi în facultate și care, dumnealor, sunt specialiști, ați fi surprinși, în protecția mediului, lucrează chiar în zonă, dar mă rog, în alte medii, în mediul de acolo. De aceea mi-am permis să invit să asiste la această discuție și după aceea ne vom retrage, noi cu alte probleme. Deci cam asta vreau să scot în evidență. Faptul că ne îndeplinim misiunea, faptul că am reușit să aducem lucrurile acolo unde trebuie aduse și că universitatea este și va fi, cât timp cred eu de cuvință că vom reuși să o coordonăm în sensul ăsta, este și va fi o platformă comună de interacțiune socială, de interacțiune profesională, de interacțiune științifică și chiar și de interacțiune politică. Eu vă mulțumesc tuturor, mulțumesc sponsorilor pentru că activitatea lor este foarte importantă. Toate visele frumoase devin realități dacă mai au în spate și niște bani. Ori noi, învățământ, la ora actuală, suferim din plin. N-are rost să mai reiterez faimoasa sentință și faimosul gând că statul român încă nu știe ce vrea, va afla ce vrea în clipa în care nu va finanța studentul un an cât finanțează penitenciarele pe lume. Atunci, statul român știe ce vrea. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim, domnule rector. Datorită emoțiilor am uitat să menționez contribuția deosebit de importantă a primăriei Pitești, încerc mii de scuze. Este poate cea mai activă primărie de la noi din județ. Lucrurile au mers ca unse, în sensul că, având experiența anilor trecuți, au discutat atât cu școlile și liceele, cât și cu salubriștii și, practic, pe Pitești n-am avut de făcut decât să vă pregătesc pentru a furniza voluntarilor materialele și echipamentele necesare. Îmi cer scuze, domnule viceprimar, dacă doriți să mă iertați. Da, nu este problemă, în grupa colegilor, dar să nu se mai întâmple. 5%. Peste un an. Nu mult. Ales 2019. Da, nu, vă dați seama că noi, oricum, suntem deschiși tuturor proiectelor pe orice domeniu,
dar mai ales acestor proiecte referitoare la curățenie. În Pitești, din păcate, avem ceva probleme cu menținerea curățeniei și mai ales la genele de gunoi. Suntem nevoiți să luăm măsuri extreme. Am achiziționat și vom monta până în octombrie 150 de camere de la vedere care vor monitoriza în principal ghilele de gunoi, pentru că se aruncă foarte mult pe lângă, se aruncă tot felul de deșeuri. Cele reciclabile sunt reciclate de anumiti cetățeni, ne fură gunoi, ca să zic așa, chiar dacă poate părea ca o glumă sau ca ceva aiurea. Nu suntem în stare să ajungem la țintele prin care se obligează Uniunea Europeană să ducem gunoi din ce în ce mai puțin și cât mai mult reciclabil și tot așa. Deci sunt probleme foarte, foarte mari, mai ales un asemenea proiect care implică foarte mulți tineri, pentru că ei ar trebui să fie primii care să conștientizeze această problemă. Și bineînțeles, ei sunt și factori de disipare și în familie și între prieteni să se vadă din ce în ce mai mult. Cel puțin avem, o să avem 1 milion de oameni, asta ca un prim rezultat, care nu o să mai arunce gunoi pe lângă coșul de gunoi sau nu o să mai facă mizerie, deci deja o să fie un beneficiu. Și pentru că ține de foarte mult timp, de asta și spun, ei au dus mesajul mai departe și în familie și în prieteni. Și ăsta este scopul nostru. De asemenea, și tinerii trebuie să vină să ne ajute, văd în sală și reprezentanța ONG-urilor. Este foarte bine și pentru educația lor viitoare. Cum a spus și domnul rector, și aici la facultate se vor dezvolta oameni specialiști care vor duce aceste politici, vor implementa aceste politici din ce în ce mai mult, dar și acești tineri, v-am spus, viața lor va avea ca punct de reper și acest proiect. Și de acum încolo, cel puțin ei, milionul acesta pe care îl strângeți în România, nu vor mai face mizerie, și, dar bineînțeles că o să fie mult mai mulți. Noi suntem deschiși tuturor proiectelor, v-am spus, mai ales acestea de protecția mediului și de domeniul ecologiei, suntem foarte, foarte deschiși și cu cea mare plăcere vă vom ajuta de câte ori ne veți solicita și noi avem la rândul nostru proiect în acest sens și dacă o să fie nevoie să vă cerem sprijin. Cu mare drag, cu mare drag. Mulțumim! Inspectoratul Școlar Județean Argeș, primul cu care am semnat parteneriat și primii care s-au alăturat acestui proiect, cred că sunt 4 luni de atunci, ceva mai nou, domnul inspector școlar Ernest, vă mulțumim pentru implicare. Bună ziua, mulțumesc de invitație și de implicare în același timp. Noi trebuie să vă mulțumim. Inspectoratul Școlar este deschis și a fost deschis întotdeauna către aceste activități. Copiii au participat și în anii trecuți în număr mare la acțiuni de ecologizare și acesta este un lucru bun, pentru că acești copii participând, poate vor reuși prin intermediul lor să educăm, să spunem, un pic și părinții. Anul acesta am început de vreme, într-adevăr, am apurtat discuțiile. Perioada de vară ne-a reținut un pic pentru că au fost concediile. Profesorul a fost în concediu, chiar dacă noi am desfășurat o sumedenie de activități. Un lucru bun a fost parteneriatul școală-primărie. Pentru că primăria mobilizează, într-un fel, să spunem aici, școlile, mai ales în mediul rural, iar ei fac curat în locul lor. Probabil acel gunoi nu l-a adus nimeni acolo. E tot gunoiul lor, al părinților, al nu știu cum să spun. O problemă este și o problemă care ne doare, este partea de nord a județului, unde primim o sumedenie de turiști, și domnul Pădean este aici, e zona de munte, da? Care este plină de gunoaie. Din păcate, turiștii care vin și vizitează județul nostru, mă refer aici la zona montană, la trasele montane, nu-și coboară acest gunoi. Din păcate, nu cred că putem să ajungem până acolo. Dar putem realiza alte activități. Avem o echipă pe Transfăgărășan, din păcate nu foarte mare, doar 20 de voluntari, de la o firmă privată. Care își asigură și echipamente. Da, da, da. Da. Vom fi alături de dumneavoastră, vă vom sprijini și cu alte ocazii. M-am spus, copiii sunt dornici, chiar am fost sunat de foarte mulți profesori care întrebau când se produce acest eveniment și i-am direcționat către dumneavoastră și către persoanele
stabilită de comun acord ca persoană de contact. Voi fi prezent acolo, pe telefon am descărcat aplicația, am cartat, am fost și în zonă, o să fiu și eu acolo alături de colegi din Inspectoratul Școlar. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți și vom sprijini în continuare. Eu vă mulțumesc pentru implicare. O surpriză foarte plăcută a venit din partea Jandarmeriei Române, mai exact Inspectoratul Județean, Jandarmeria Argeș. Domnule capitan, vă mulțumim pentru invitație. De asemenea, conducerea inspectoratului își exprimă mulțumirea invitației și de aceea am onorat invitația cu această participare a noastră. Să ținem minte că înainte de toate jandarmii sunt și cetățeni și automat își exprimă și preocuparea pentru societate, ca să putem să trăim civilizat, nu să... Și de aceea, activitatea de sâmbătă va fi sprijinită cu un număr de 25 de cadre din partea noastră. Vom fi și noi acolo și vom ajuta, bineînțeles. Și noi, la fel, am instalat aplicațiile pe telefon, am participat cu cum putem și noi mai bine. Vă mulțumim și să sperăm că să ținem această legătură apropiată și vom participa în continuare. Vă mulțumim și noi. Mulțumim mult. În mod deliberat am lăsat la urmă reprezentantul Gărzii de Mediu Argeș, domnul comisar șef, Alexandru Ujan. Bună ziua! Gărzii de Mediu îmbrățișează această activitate nu numai la nivelul județului, ci și la nivel național. Din punctul nostru de vedere, nu se va stopa acest fenomen doar prin măsuri coercitive, ci și prin conștientizarea populației și începem cu tineri. Este foarte important ca copiii să primească o educație de mici și să înțeleagă de ce e vorba atunci când se poluează prin aceste deșeuri aruncate în locuri nepotrivite. De asemenea, și noi vom fi alături de această activitate, vom fi prezenți în teren cu efectivul pe care îl avem și promovăm acest eveniment cu plăcere. Vă mulțumim mult! Unul dintre cei mai vechi parteneri ai Asociației Studențești Inc.Med, alături de care am făcut zeci de proiecte de mediu, Adi Sersal, o asociație, poate fi dintre cele mai eficiente din România, o asociație care luptă fiecare zi, nu doar o dată pe an ca noi, pentru mediul mai curat și pentru o colectare și o reciclare a materialelor refolosibile în județul nostru. Reprezentant Marian, mulțumim pentru prezență. Să rămână bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație de a participa astăzi alături de dumneavoastră la conferința de deschidere a evenimentului. Și în primul rând vreau să vă felicit pe dumneavoastră, domnule profesor Șuțan, pentru responsabilitatea pe care v-ați asumat-o de a coordona acest proiect la nivelul județului Argeș. În calitate de reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, Sersal Argeș, vreau să vă spun că încă de la prima ediție a acestei acțiuni Rezilii România din 2010, noi am participat anual la aceste acțiuni alături de voluntari și de toți elevii care au participat la această acțiune. De asemenea, vreau să vă spun că anual noi demarăm acțiuni de ecologizare împreună cu ONG-urile de mediu din județul Argeș și împreună cu elevii de la școlile din localitățile unde ne desfășurăm activitatea de an. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor autorităților de la această masă, pentru că în acțiunile demarate de noi au participat de fiecare dată atât Garda de Mediu, cu studenți de la Facultatea de Mediu din cadrul Universității Pitești, Primăria Pitești, Jandarmeria Română. De asemenea, un antevorbitor astăzi de acțiuni de ecologizare din zona Transfăgărășanului. Vreau să vă spun că anual facem acțiuni de ecologizare în zona Transfăgărășanului și ce este îmbucurător, am observat că
de la an la an, cantitățile de deșeuri scad, ce este un lucru îmbucurător. În primul rând, prin această acțiune, dorim să tragem un semnal de alarmă, pentru ca de conștientizare și să nu mai aruncăm deșeurile la voia întâmplării. Și mi-aș dori ca în anii viitori, într-un viitor cât mai apropiat, această acțiune să moară, de ce spun acest lucru, adică să nu mai avem deșeuri să le strângem de pe marginea drumului, de pe albiile râurilor. Mulțumesc și succes sâmbătă! Mulțumim și noi și dacă îmi permiteți, profit de ocazia acestei profit de prezența la această conferință a oaspeților din străinătate și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să dau cuvântul acestora. Mulțumesc! Mă bucur să văd că în Universitatea din Pitești colaboratorii noștri acordă atâta importanță problemelor de mediu. În ce moțale de acolo bine-o-menalii hăză, hamei dunia în moțale dărând, ce unhăi că ave faravan dărând, ba unhăi că ave cam. Această problemă a mediului înconjurător este una internațională și toată lumea se confruntă cu ea. Lăsând asta la o parte, țara noastră, Republica Islamică, Iran, este o țară care nu are apă dulce și noi avem și alte probleme grave. Harge că ma az tehnologii istifade kardim va dakhl o tasarruf dar tabiat kardim, kenar maziyat-hay unha ma'ayibi ro afridim. Lăsând la o parte folosirea tehnologiei care ne-a îmbunătățit modul de viață, am încercat întotdeauna să ne ajutăm și mediul înconjurător. Va pe tab mi voiat că bo hamun elm va tehnologii betunim un maaieb ro bartarafeș bocane. Folosind știința și tehnologia pentru o viață mai bună a tuturor oamenilor. Man sohbat dinghe nadaram, ye pishnohad daram ke be jaye un 1 million nafar 1 million ro 2 nafar shoma mahsoob bokonid ke ma 2 nafar mehman shoma hastim va ta 15 september mutabiq va raftar shoma khahim bud. Și puteți adăuga 1.000.000 și 2 persoane, pentru că eu și colegul meu de la Universitatea Tarbiat Modares, pe 15 septembrie, când vom fi în țară, vom încerca să foarte puțin contribuim și noi cu un pic. Mulțumesc! Stimate doamne, stimate domnișoare, stimați domni, dacă aveți întrebări pentru oficialități, pentru organizatori, mă bucur că s-a pus această întrebare, pentru că s-ar putea să reușim să ieșim printre primele 5 județe din țară ca număr de voluntari. Din semnalele pe care le am în acest moment, în sensul că am fost sunat de primării, de școli și de instituții, o să depășim cu siguranță cifra de 10.000 de voluntari pe județul Argeș. Strict pe județul Argeș. Eu sunt pregătit în acest moment cu 12.000 de saci de saci pentru deșeuri, 12.000 de mânuși,
o grămadă de postere și surprizele, așa cum am mai spus, 4.000 de sticle de apă și 8.000 de pachete de napolitane pentru voluntari. Deci 4 și 8 s-a numerit bine, 12.000 de surprize pentru copiii care participă. Ca idee, cu siguranță vom atinge această cifră, dacă nu cumva va trebui să suplimentez numărul de sași și măruși. Nemai participând, fiind prima oară când organizez, nu cunosc zonele ecologizate acum 2 ani, când a fost ultima ediție, însă, în principiu, am dat mână liberă primăriilor pentru organizarea în jurul, în comunitatea acestora, a zonelor de ecologizare. Bine, împreună cu școlile, ca să nu apară probleme. Deci o să fie un parteneriat la nivel local între primărie și școlile din comunitate. Iar zonele și le vor decide împreună, ținând cont, evident, și de harta deșeurilor cea realizată la nivel național. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc mult pentru participare, mulțumesc distinșilor oaspeți și vă promitem că noi o să încercăm totul ca să iasă bine. La nivelul județului Argeș am avut noroc de o colaborare extraordinară cu autoritățile, cu inspectoratul școlar și în general și cu școlile în special și o participare nesperat de bună a mediului privat în acest proiect. Atât ca număr de voluntari, cât și ca susținere prin material, echipamente și bani. Vă mulțumesc!